Anul acesta, în data de 31 ianuarie, se vor împlini 10 ani de la trecerea la Domnul a mitropolitului Bartolomeu Anania. Astăzi, preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a oficiat o slujbă de pomenire pentru fostul mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului, în paraclisul de iarnă al mănăstirii Dragomirna. La final, preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul a vorbit despre datoria de a cinsti cum se cuvine memoria mitropolitului trecut la Domnul. Anul acesta ar fi trebuit să fie un eveniment cu totul deosebit. Împlinindu-se 10 ani de la trecerea sa la cele veșnice și 100 de ani de la nașterea Părintelui Mitropolit. Vremile fiind așa cum sunt, am zis să nu treacă luna ianuarie fără a săvârși măcar pentru începutul acestui an slujba de pomenire a Părintelui Mitropolit, ceea ce, cu ajutorul Domnului, iată, împlinit am. Părintele Arhiepiscop Calinic a rânduit ca Părintele Consilier Vasile Demciuc să aducă în fața dumneavoastră nu un referat, ci o mărturie, o mărturisire, pentru că Sfinția sa l-a cunoscut personal pe Părintele Mitropolit Bartolomeu. De multe ori mi-aducea aminte și spunea, scrie pentru sertar, că va veni vremea când va trebui să deschizi sertarul și dacă nu ai nimic în sertar, degeaba ai trăit. Și nu uita, mâna va putrezi, scrisul va trăi. Această moștenire spirituală o vedem în mulțimea cărților publicate, a bisericilor restaurate, ori construite din temelii în vremea când era mitropolit la Cluj, a bisericilor pictate și sfințite, precum și deschiderea spre dialog și cooperare cu multe instituții și organizații academice, culturale și umanitare din țară și străinătate. Îi plăcea în mod special să se întâlnească cu tinerii studenți, cu cadrele didactice din universități, subliniind întotdeauna rolul important pe care îl are societatea contemporană, întărirea legăturilor dintre biserică și școală. În toate aceste relații luminoase, Părintele Mitropolit Bartolomeu punea accent pe înțelepciunea și bunătatea sufletului românesc, unind smerenia cu speranța. Punea accent în fiecare conferință a sa pe valorile ortodoxiei românești, cu deschiderea ei spre alte biserici popoare. La eveniment au participat invitați din partea Universității Ștefan cel Mare din Suceava, reprezentanții ai Inspectoratului Școlar Județean, precum și membrii ai Asociației Școlare Județene pentru Educație și Dezvoltare. Dragomirna a fost hărățuită de la începuturi pentru a fi un loc de cultură. Școala de miniatură a Mitropolitului Anastasie Crimca a continuat cu școala filocalică a Sfântului Paisie Velicicovski. Ulterior, Dragomirna a funcționat școli monahale, școli catehetice, iar în ultimul timp au fost organizate simpozioane, au fost făcute publicații și s-au organizat parastase în cinstea marilor noștri români. Astăzi am pomenit două personalități, Luca Stroici și Mitropolitul Bartolomeu Anania. Luca Stroici, mare logofăt, mare ctitor financiar al Dragomirnei, este cel care a regizat politica externă a Moldovei timp de 3 decenii. Bartolomeu Anania, scriitorul mitropolit, mitropolitul scriitor, omul încuvântat, cel care prin cuvântul scris și prin cuvântul rostit ne-a pus în sufletele noastre multă dorință spre a citi, spre a medita, spre a scrie. E o bucurie nespusă ca un astfel de eveniment care a devenit tradiție să fie o inițiativă a oamenilor școlii sucevene. Și sunt recunoscătoare pentru asta și felicit pe profesorii care, iată de 10 ani, au grijă ca la Suceava să fie marcat un astfel de eveniment închinat corifeului care a fost în preasfințitul Bartolomeu Anania. Comemorarea de astăzi face parte din cea de-a 8-a ediție a Simpozionului Valori Naționale în creația Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania. Din cauza pandemiei, organizarea acestui eveniment cultural a fost amânată pentru data de 11 iunie 2021.